noastre. Mulțumesc, salut! Îmi place să vorbesc lucruri serioase atunci când fac stand-up și am o întrebare pentru toți din platou. Vreau să aplaude din platou cine e trist că în ultimii ani s-au stins din viață personalități importante ale muzicii. Amy Winehouse, Whitney Houston, Michael Jackson. Să aplaude cine e trist. Hai, fiți sinceri și aplaudați dacă vă pare rău. Mulțumesc. Mulțumesc, Cristin. Cei care aplaudați sunt genul de oameni care dau like când moare cineva. Ca să știți. Și vreau să vă întreb ceva. Cristi, tu știi ce e un necrofan? Necrofanul nu-i ca necrofilul, ca să știi. Dar face și necrofanul anumite lucruri. Idolatrizează cineva după ce a murit. Așa. Și să vă explic cum funcționează un necrofan. Necrofanul se trezește dimineața, îi sună telefonul, Ina Connector, alte manele, nu contează. Deschide televizorul, TVR1 Viața Satelor, TVR2 Viața Altor Sate. Prima TV, serialul Trăzni, serial la care până și ea din tânăr și neliniștit a zis: ajunge! Antena 1 avem Neața cu Răzvan și Daniu. De aia să fim sinceri, bărbați, tot ce contează că sunt două fete care își arată talentul. Așa. Și dimineața pe Pro TV l-avem pe Busu. Care da. Busu prezintă vremea. Și întrebarea întregii comunități gay este: cine dracul îmbracă pe Busu? Da. Cine da. Dumnezeule, da. Băi, da, are o chestie. E, te uiți prea des la Busu. Da. Bravo. E în felul următor. Ați văzut cum prezintă el vremea? Doamnelor și domnilor, în est va ploua, în vest va ploua, în nord va ploua, în sud va ploua. Și acum o întrebare din Conquistador. Două rațe stau pe la, câte rațe stau pe la, că aflați în emisiunea de mâine. Da, da. Suntem atât de înțelegi? Nu, nu suntem capabili. Și mi-am dat seama că toți din platou se uită în fiecare zi pe BBC. Și pe BBC o voce gravă îți spune: Whitney Houston a murit. Apoi dai pe canalele românești că ăștia au preluat știrea și o reporteriță foarte afectată îți spune: Whitney Houston cânt acum cu îngerii. Cum ajung toți să cânte cu îngerii, întrebarea mea? Whitney Houston a murit de la cocktail de droguri cu alcool, cântă cu îngerii. Amy Winehouse, droguri, cântă cu îngerii. Michael Jackson, cântă cu îngerașii. Mă, ce trebuie să fac să cânti în iad? Asta e întrebarea de bază. Și de Cristi, că lucrez cu foarte mulți jurnaliști. Știi care va fi apogeul jurnalismului în România? Când o astfel de reporterii să vă spune: Marilyn Manson cântă acum cu îngerii. Și nu doar asta, nu e doar problema că, na, cântă cu îngerii, dar noi românii avem așa o nebunie de a spune că toți care mor fac chestii cu îngerii. A murit Sergiu Nicolescu, face filme cu îngerii. Hai să facem un mic joc de imaginație. Moare Fuego, se întâmplă. Fuego împodobește raiul. Da! Se întâmplă. Moare Mircea Badea, că se întâmplă și asta. Mircea Badea bate îngerii băsiști. Da, da. Se întâmplă și asta. Oana Roman mănâncă îngerii. Na, au aripioare, n-ai ce să le faci. Și cel mai greu mi-e să-mi dau, și chiar dacă știți să-mi spuneți după mine, ce se va întâmpla cu ce moare Alina Plugaru. Alina Plugaru, îngerii. Da, nu. Mi-e greu să-mi dau seama. Și vreau să vă spun în încheiere câteva lucruri care mă enervează. Trei, scurte. Mă enervează ecologiștii care cred că urșii polari mor pentru că se topește calota glaciară, nu? Urșii polari mor pentru că beau Coca-Cola. Da! Eram în tramvai și o bunicuță s-a luat de mine: da, ce, așa faci și acasă? Da, și acasă stau cu picioarele pe scaun, dezbrăcat. Și e un lucru pe care... Ai mai fost la show-uri de stand-up comedy, pe lângă cei pe care ați mai fost și voi? Comedianții au un obicei foarte prost de a se lăuda cu mărimea. Așa sunt ei, mai lăudăroși. Dar voi trebuie să știți o chestie și vorbesc foarte... Asta e un studiu. Penisul unui comediant e direct proporțional cu numărul de aplauze. Se putea un pic mai mare, dar mă mulțumesc. Mersi. Doamnelor și domnilor, îi mulțumesc foarte mult, George, cu siguranță că ne vom mai vedea. A fost o apariție senzațională. Unde te vedem? În Iași, pe 17, pe 14 la Arenele Romane. Am un concert cu trupa în care activez. Pe Facebook, și am scris o carte. Dacă vreți să donați pentru deschiderea unui cabinet pentru tratarea celor care vor să se sinucidă, intrați pe Facebook pe miercuri 10. Miercuri 10. Doamnelor și domnilor, mulțumim lui George. Eu mulțumesc Grasos pentru costumație. Numai bine, viața de vedetă. Ne vedem mâine seară. La revedere!